Lansarea noii cărți a marelui scriitor Spiridon Vanghelie, Radu Bunica și Câinele Bumbu a fost unul dintre evenimentele organizate online de Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă. O adevărată șezătoare literară la care micii cititori au lecturat secvențe din noua carte și au fost primii care au aflat despre altă importantă apariție editorială, monografia Destăinuiri din țara lui Guguță, copilul care a cucerit lumea. Radu, Bunica și Câinele Bumbu așteaptă ieșirea în lume de un an, fiind cartea surpriză ce urma să fie oferită gratis tuturor copiilor la Salonul Internațional de Carte din aprilie 2020. Din cauza pandemiei, evenimentul nu a avut loc. Cu speranța că totuși în toamnă vom organiza acest salon, am zis că este bine să afle mai multă lume despre această carte. Am făcut o lectură publică, de fapt, a povestirii care a dat titlul acestei cărți, Radu Bunica și Câinele Bumbu. Este o povestire în care îl regăsim chiar pe fiul maestrului Spiridon Vanghelie, Radu. La lectura publică online au participat cititorii de toate vârstele, iar cei care au dat glas personajelor lui Spiridon Vanghelie au fost copiii. Radu s-a uitat cu ochi mari la mine. Știi ce, tăticule? Eu pot să umblu și în papuci cei vechi. Chiar și bicicleta am să vă întorc. Dați-mi în schimb libertate! Copiii citeau cu entuziasm această adevărată aventură. Se vede că ați citit cu foarte mare atenție cartea. Vreau să vă felicit și pentru felul în care ați citit foarte expresiv, ați reușit să redați și dialogurile. Este foarte important ca dragostea și încrederea să stea alături întotdeauna. Prin aceste povești adevărate ne cucerește scrierea lui Spiridon Vanghelie. În contextul evenimentului a fost prezentată o nouă carte, Destăinuiri din țara lui Guguță, copilul care a cucerit lumea. Este o carte de tip monografie în care Constantin Bostan, distinsul cărturar din zona Neamțului, România, anunță o dublă ipostază a lui Guguță. Odată Guguță alias Spiridon Vanghelie și apoi Guguță chiar personajul literar, tipul uman care într-adevăr a cucerit inimi de cititori de pe întreg mapamondul. Noua apariție este cea mai completă monografie despre Spiridon Vanghelie, cunoscutul scriitor în spațiul literaturii universale pentru copii. Aici cititorii vor regăsi marile iubiri ale lui Spiridon Vanghelie, pornind de la crăița lui cu ochii albaștri, Eleonora Vanghelie, trecând prin valorile familiei firește, prin valorile școlii, prin lupta pentru abecedar, salvarea ideii de renaștere națională și lupta împotriva terorii existente de pe atunci. În speranța că evenimentele online vor fi urmate și de întâlnirea pe viu cu scriitorul drag, participanții i-au dorit maestrului Spiridon Vanghelie sănătate, inspirație și noi cărți.